Hai să luăm mai mult și bine v-am găsit la un episod. Astăzi tocmai mi-a trimis un coleg un link de la PC Garage care fac un fel de concurs, să zicem. E foarte șmecheră ideea, deci concursul îi te iubesc cam prima zi. No, și ideea e că tu trebuie să îți prezinți amintirile tale cu primul tău calculator și să povestești chestii despre primul tău calculator. Vă las link, puteți să intrați și voi. Și m-am gândit că ar fi foarte fain să povestesc pentru că mi-e place foarte mult să povestesc și sunt și premii, deci puteți câștiga și chestii. Și am zis să mă bag și eu pentru că îmi place să povestesc și da. Deci, acum am să vă povestesc despre primul meu calculator și o să mă ajute cineva, să vă arăt cine mă ajută. Chestiile astea, frații mei, am niște albume de când eram mic și aici trebuie să fie niște poze chiar când ne-o cumpăra calculator, pentru că mami obișnuia să facă poze la tot. Deci, de când ne-am născut noi și când eu eram numai un proiect, avem poze și de atunci și în albumele astea trebuie să fie poze cu primul meu calculator, primul nostru, cam nu singur la părinții, și fratele meu. Și după cum scrie în acest calendar, scrie anul 2004, deci eu aveam 4 ani. Primul meu calculator a fost la 4 ani. Uite aici, e o poză cu mine și cu fratele meu, care ne jucam. Deci era un fel de joc, tu erai un omuleț, aveai acolo un traseu, trebuia să împingi niște cutii în așa fel încât să ajungi la nu știu ce punct. Și nu știu, era, bă, deci pentru vârsta noastră, eu cred că aveam 4 ani, dacă nu mă înșel, dacă nu mintea albumul, eu aveam 4 ani, eu să stau în roz. No, și bă, pentru ce logic aveau jocul ăla, eu mă descurcam și eram mic, ca dracu. Super șmecher, măi, oameni buni. Ăsta era jocul, da. Deci, nu știu, habar n-am cum să vă explic. Pur și simplu, trebuia să împing niște cutii și era chiar foarte fain, deci nu te plictiseai. Mai avem aici, ăla s-o un roz, uite aici. Stați să vă arăt cum arăta un PC pe atunci, stai așa. Deci aici e poza, după cum puteți vedea, aici e calculator de la, deci mare, calculator ca lumea. Și ui ce mouse pătrățos, adică așa de ciudate erau și tastatura, dacă vedeți, e dita mai tastatura cu un cablu de la așa rotit. Mamă, deci, bă, și ce, să vezi ce trebuie să apeși pe tastele alea, trebuie să apeși așa, nu că apeși pic cu touch screen, nu. Era chiar foarte fain, aici tot jocul ăla ne jucam. Uitați-vă la fața mea de copil distrus, vedeți? Fața aia de, vai, ce violus dau. No, și se pare că tot jocul ăla ne jucam. Să văd dacă mai am niște poze, să vă arăt. După aia vă povestesc ce jocul mă jucam și alte chestii. Aici e fratele meu care se joacă același joc. Se pare că în ziua era jocul de mutat cutii. Fac, mi s-a blocat poza, mă. Aici e lipit de marginea cu scotch. Nu pot să vă arăt asta, dar sunt eu foarte drăguț acolo în roz. Nu cred că vedeți, dar îs eu în roz, vezi? Îmi stă bine roz. Mami obișnuia să mă îmbraci foarte mult în roz. No, să nu ne abatem de la subiect. Primul meu PC. Nu cred că mi-aduc aminte chiar de pe vremea când aveam 4 ani, pentru că nu s-așa de... Sau mi-aduc? Nu știu, în fine. Știu, deci, calculatorul am avut, se pare, de la 4 ani, dar internet n-am avut așa de repede. Și se vă povestea niște jocuri care ne jucam. Deci, n-am niciun ștendinar, vă zic tot din cap ce mi-a venit acum. Știu că ne jucam Dr. Clau, nu Clau, ceva cu Clau, sau cred că e numai Clau. Deci Clau era ceva cu mutant și erau multe nivele, deci jocul ăla așa de complex, niciodată nu cred că l-am terminat. E lung, era un mutant, ceva capitan, bam, trebuia să mor, să sar, să... Fine, Mario, clar că m-am jucat, ce ne-am mai jucat? Ăla, mă, Chicken Invade sau ceva de genul, știi? Deci acolo erau niște găini și tu dădeai cu ouă. Nu, găinile dădeau cu ouă în tine, tu erai cu o navă spațială, erau boș, super puteri. Deci era genial. Ce mă mai jucam? Stați să mă gândesc. Știu că mai era ceva, deci un joc mic, adică se vedea pe sfer de ecran. Ceva cu un arcaș, bă. Ori trebuia să împuști mere, sau nu mai știu, dar era așa de complicat și după aia merele se transforma în fluturi și devenea din ce în ce mai greu. Și, bă, deci, nu știu, niște jocuri așa de geniale, dacă le-aș mai găsi, m-aș juca. Chiar m-aș juca, deci, se merită jocurile alea. Pentru anii atunci, dai seama ce minți au avut ăia ca să creeze așa jocuri interesante. Da. Și știu că la început nu noi am avut calculator, am avut sus la bunici, știi? Și mergeam acolo, ne adunam toată familia. Bă, și aveam un joc, tot ceva cu găini, sau rațe, rațe, bă, no, și rațele alea treceau pe cer și tu trebuia să le împuști, știi? Sau ieșeau din tot felul de, din tot felul de chestii, erau tufișuri și știi, ieșeau cu capul, tu trebuia să ai reflexul, trebuia să le împuști. No, și ne jucam toată familia așa pe rând, bă, se juca maica mea, se juca frate, ne jucam toți pe rând, deci ne adunam acolo la bunica mea și jucam toți, bă, pe calculatorul ăla vechi. Că nu, atunci au luat calculator, nu știu cum, că pe vremea aia era ceva să ai calculator, zic și eu. Și ne adunam toți la deal acolo frumos și ne jucam toți. Da, faine vremuri. Și cam atât, mă. Deci asta e, să zicem, experiența mea cu PC-ul. Astea, deci primul joc care mi-l aduc aminte e ăla de împușcam. Nu, primul joc care mi-l aduc aminte, goddammit. Primul joc care mi-l aduc aminte era ăla de trebuia să împuști găini. Și Tarzan, bă, deci aveam un Tarzan ceva, că noi, deci eu cu fratele meu, știi? Și mai avem două verișoare, adică ea cu sora sa, nu.
Și ei aveau foarte multe jocuri pe calculator și mergeam acolo și aveam un folder plin cu jocuri. Dar nu aveam net, nici ei n-aveau, nici noi n-aveam, aveam doar jocuri. A, și desenam și în Paint, bă, deci să desenez în Paint atunci era cel mai fain joc. Pur și simplu făceam povești în Paint, deci făceam o poză, făceam acolo iepure și desenam, frate, și scriam, bla bla bla, s-a întâmplat nu știu ce, închideam, mai făceam și le dădeam așa, le derulam și le arătam la părinți, uite ce povești am făcut noi, știi? Foarte faine, deci foarte faine vremuri. Și ce să vă mai povestesc despre primul meu calculator? Cam asta e tot ce aș putea să vă zic acum, ce-mi trece acum prin cap. Nu vreau nici să fac un videoclip foarte lung, să nu vă plictisesc, dar în mare asta e experiența mea cu PC-ul. M-ați văzut acolo mic, prunc, 4 ani, dacă sunt bune datele din album. Da, foarte tare, mă. Și cam atât, nu vreau să vă lungesc. Deci cam asta e și stați că acum trebuie să-i fac o declarație frumosului meu PC. Adică primului meu PC. No, stați să fim romantici. Aici ar cam fi trebuit un scenariu, așa-i? Da. Dar nu contează. Dacă mă auzi, primul meu PC, care probabil... A, dar stați să vă povestesc cum am scăpat el. Dar nu cred că fă primul, prin al doilea primul, pe acolo. No, mă jucam și era vreme handicapată afară, știi? Era tuna, fulgera, era vânt, era... Și mi-au zis, mami, măi copilul, nu te mai juca că s-ar putea să-ți tune calculatorul și să nu-ți mai meargă. O, tu, mami, cum să-mi tune din atâtea calculatoare fix pe a mea, o să-l tune, doamne, tu, mami. No, și am continuat acolo să mă joc, bă, și s-a auzit de unde la... Și ghiște, mi s-a închis calculatorul, bă, omule, în secunda aia m-am... Bă, a fost gata, noapte bună. No, și ghiciți-i, mi s-a stricat calculatorul. Mi s-a stricat calculatorul și s-a ars și monitorul în aceeași secundă, nu știu, a fost ciudat. No, și de atunci am închis calculatorul când e vreme mare, pentru că nu mai vreau să trec prin această experiență, că după ce te obișnuiești cu un calculator așa și pe vremea aia, e cam greu să te... Na, în fine, să te desparți de el, știi? Da, a fost frumos cât a durat, da, acum... un frate de-a lui mai mare, să zicem, nu-i cine știe ce niște acum. Da, declarații de dragoste. Primul meu calculator PC, calculator PC, care te-am avut eu pe tine atunci la 4 ani. Nu cred că te-am respectat destul. Vreau să-ți spun că a fost frumos cât a durat, deci... Îmi este chiar foarte greu, îmi este incredibil de greu, crede-mă calculatorul, dacă te uiți la mine de acolo de sus, te-ai prins pentru că te-am fulgerat, nu? Amuzant băiatul ăsta. No, dacă te uiți la mine acum și vezi acest videoclip, vreau să-ți spun că te-am iubit foarte mult, incredibil de mult, să știi. Și nu zic asta doar pentru că m-am putut juca pe tine, nu mă, am simțit ceva pentru tine, mă. Deci a fost o legătură strânsă, mă, o conexiune, mă, o chimie a fost între noi. Și îmi pare rău că nu ești aici ca să te îmbrățișez de Valentine. Fai, îmi pare super rău, deci chiar m-aș fi dorit să fii aici, calculatorule. Te iubesc din tot sufletul și... E greu. Greu. Da. Nu o să mai am niciodată un calculator cum ai fost tu, calculatorule. Tu m-ai făcut să vreau să desenez în Photoshop, nu în Paint. Tu m-ai făcut să evoluez de la Mario la Metin 2. Am glumit, nu mai joc Metin 2. La League of Legends. Tu m-ai făcut să iubesc tehnologia. Tu m-ai făcut să fiu ce sunt în secunda asta. Când nu erai tu, calculatorule, eu nu eram nimic, mă. Eram afară și mă mâncam pământ, mă. Deci îți mulțumesc, calculatorule, că m-ai ținut afară, adică în casă. Nu m-ai lăsat să ies cu prietenii. Ești... Te iubesc. Deci pur și simplu te iubesc. Astea sunt cele mai bune cuvinte care pot descrie ce simt eu pentru tine, calculatorule. Te iubesc. Te-am iubit? Ești mort? Nu știu, dar prin pot cred că îl mai găsesc. Deci super fain, vi l-aș arăta, dar... No. Și cam asta a fost experiența mea cu primul meu PC. Sunt multe de zis, dar am zis să rezum așa la cele mai interesante. Ce mi-au venit prin cap, n-am scenariu, n-am nimic. Și da, cred că am făcut tot ce trebuia. Cam atâta și cu acest episod, oameni buni. Dacă vreți, dacă aveți amintiri frumoase cu calculatorul vostru sau vă place să povestiți, să filmați, PC Garage e aici, puteți să intrați, puteți să... Fiecare cu șansa lui, deci tipinii nu știu că eu filmez sau ceva, nu mi-au zis nimic, pur și simplu nu sunt un coleg, vezi, uite că bla bla bla. Și am zis, de ce nu, bă, e o șansă, nu pierd nimic, n-am nimic de pierdut. Premiile, mă crezi că nu știu ce sunt. Asta e o placă video, habar n-o ce, ceva unitate și nu știu, deci nu, eu nu scut astea, da? Dar nu m-aș supăra să primesc una din ele, fiecare cu ce au putut. Cam atât, mai mult și cu acest episod. Aveți linkul de la concurs sau eveniment sau ce e ăsta în descriere. Vă puteți băga liniștiți. Nu știu dacă trebuie like-uri sau chestii, cred că ei aleg. Da, ei aleg, deci nu. Dacă v-a plăcut povestea, dați like, dacă nu, nu. Mie este tot una și v-am lăsat un album. Vă pup, pa!